Zi de zi, luăm decizii care modelează povestea vieții noastre. Dacă cineva ți-ar cere să îi spui povestea vieții tale, ce ai spune? Poate ai începe cu locul unde te-ai născut și cum ai copilărit. S-ar putea să menționezi ceva despre prima ta iubire. Poate vei vorbi cum te-ai mutat în alt oraș cu familia sau atunci când ai plecat de acasă pentru a începe facultatea. Care este povestea ta? Mulți dintre noi avem capitole în viață pe care nu le-am împărtășit cu nimeni. Poate ai ajuns într-un loc unde nu ți-ai dorit să fii. Nu ai vrut să greșești și totuși ai căzut. Ai luat decizii care te-au dus mai departe decât ai intenționat să mergi. Ai făcut lucruri care te-au costat mult. Ai rănit persoane, ți-ai compromis principiile, ai încălcat promisiuni, ai făcut lucruri ce nu mai pot fi reparate. Iată o veste bună. Povestea ta nu s-a sfârșit. Nu e prea târziu să schimbi povestea pe care o vei spune în viitor. Indiferent de ce ai făcut, viitorul tău poate fi unul mai bun. Încă mai ai de purtat multe lupte, de întâlnit mulți prieteni, de experimentat bunătatea lui Dumnezeu. Fie că îți place sau nu cum au decurs lucrurile până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu îți poți transforma povestea în una pe care o vei împărtăși cu bucurie altora. Iată un mod de a-ți schimba povestea. Începe ceva nou. Indiferent cât de nesigur, speriat sau blocat te simți în acest moment, povestea ta continuă astăzi. Ce vei începe astăzi? Vei începe să te rogi zilnic alături de soțul sau soția ta sau prietenii tăi? Să citești în fiecare zi ceva din Biblie sau dintr-o carte? Să-ți cauți un mentor pentru a te dezvolta pe nivel personal? Să te implici mai mult în biserica sau în comunitatea ta? Acum este momentul cel mai potrivit pentru a face asta. Notează-ți gândurile pe telefon sau într-un carnețel. Nu te gândi prea mult. Ia-ți un moment pentru a scrie ce vei începe să faci de astăzi ca să te deplasezi în direcția poveștii tale de viață pe care îți dorești să o poți spune în viitor.